Cerpii sunt niște creaturi incredibil de periculoase care pot să rănească pe mulți. Ce să mai vorbim când chiar și crocodilii se tem de ei? În acest episod vă voi arăta șerpi super periculoși și diversi șerpi care vă vor surprinde. Așa că așezați-vă cât mai comod, puneți un like și să începem! Care șerpi pot fi numiți cei mai periculoși din lume? Păi, cei venenoși, cobra regală sau mamba neagră. Ei într-adevăr reprezintă o amenințare serioasă, dar pentru crocodili, mult mai periculoși sunt pitonii. Desigur că este vorba despre cei mari cu lungimea de 4-6 metri, fiindcă sunt cunoscuți pentru lăcomia lor și capacitatea de a înghiți literalmente totul. Iată un piton mort care, înainte de moarte, a reușit să înghită un aligator mare. Puteți vedea în aceste imagini cât de masiv era. E greu de crezut că pitonii ar putea înghiți o astfel de pradă. Dar este adevărat. Uitați-vă cum se întâmplă asta. În aceste imagini, pitonul a neutralizat inamicul și a deschis gura enormă și a început să alunece pe el. Oasele șarpelui nu sunt fixate foarte strâns, de aia poate deschide gura larg. Apoi, efectiv, îmbracă victima cu sine și începe a aluneca de-a lungul ei. Mușchii împing prada în esofag, iar sucurile gastrice o digeră. Datorită acestei tehnici, pitonul poate în scurt timp să hălească un aligator mare și nimeni nu îl va încurca, dar omul poate să intervină, ca în aceste imagini. Omul a salvat un aligator de 1,5 metri de la un piton de 3 metri, anume din așa specie de piton scoteau aligatorul de la începutul videoului. Pitonii mănâncă foarte rar aligatori, dar mult mai des se delectează cu alte animale, de regulă cu ungulate. În imagini vedeți cum un piton masiv mănâncă o gazelă. El o strânge ca ea să nu poată evada. De asemenea, datorită strângerii, prada este mai ușor de înghițit, căci se rup oasele. Peste câteva ore, pitonul a mâncat și deja înoată prin râu cu burta plină. Iată, iar avem de-a facere cu un șarpe tigru, sau mai bine zis, cu el are de-a face această căprioară. El a neutralizat-o și a imobilizat-o și o înghită treptat. Nici această capră din China nu a avut noroc. Pitonul a apucat-o și a început să o înghită în fața localnicilor. Acum ei în sfârșit au înțeles unde dispar animalele de la fermele lor, iar unii pitoni sunt adevărați gurmanzi. Ei nu servesc crocodili sau ungulate, ci păuni. Iată acum, necătând la mărimea păsării, șarpele o înghite cu încredere. După așa mese copioase din căprioare, crocodili, pitonul poate să uite despre mâncare timp de câteva săptămâni sau chiar și luni. Crocodilii mai au un inamic dintre cei care se tărăsc, este vorba despre anaconda. În ciuda faptului că este masivă, ea nu face parte din familia pitonilor, ci a șerpilor boa. Crocodilii se tem de ea, fiindcă nu e mai puțin puternică decât pitonii asiatici, iar dacă vorbim de greutate, în general, este lider. Uitați-vă la aceste imagini. Poate să pară că crocodilul s-a blocat într-o anvelopă, chiar în mijlocul apei. Dar nu, de fapt este o anacondă ureașă care s-a încolăcit în jurul lui. Puterea de compresie a acestui șarpe este de 16 kg pe centimetru pătrat. Pentru comparație, în timpul mestecatului, dinții umani se comprimă cu o forță de până la 80 de kg pe centimetru pătrat. Dar anaconda își folosește corpul, nu dinții, de aia indicatorul ei este fenomenal. Asta e îndeajuns pentru a-i rupe oasele unui crocodil enorm. Haideți să ne uităm cum arată asta pe uscat. Această anacondă ureașă vă va arăta cum să vă luptați cu un crocodil. Ea s-a încolăcit în jurul reptilei, dar ea încă rezistă și încearcă să muște șarpele. Curând, crocodilul încetează să mai dea semne de viață. După câteva minute, prădătorul începe să-și mănânce victima. Procesul e la fel ca la pitoni. Anaconda își deschide foarte larg gura și începe să alunece de-a lungul crocodilului, înghițindu-l treptat. Dacă totul merge bine, poate să uită de mâncare pentru multă vreme. Dar se întâmplă că nu merge, literalmente, când crocodilul pur și simplu nu intră. În așa cazuri, șarpele pur și simplu îl scuipă înapoi. El desigur că nu mai e în viață. După așa îmbrățișări, este ireal să supraviețuiești. Ca și pitonul, anaconda nu se limitează doar la crocodili. Se hrănește cu diferite animale din habitatul său, de exemplu cu capibara, cea mai mare rozătoare de pe planetă. Această anacondă a urmărit un grup de capibara, s-a scufundat în apă, s-a furișat mai aproape și a atacat din ambuscadă. Rozătoarea n-a putut face nimic. Acum o așteaptă aceeași soartă ca și pe crocodilii din episodul nostru.
În aceste imagini putem vedea o anaconda care mănâncă un pui de porc destul de mare, strângerea cu care deja sunt familiari, urmată de înghițire. Clasica! Anaconda poate să mănânce aproape orice. Ea se hrănește cu o varietate mare de mamifere, păsări și reptile și practic nu are inamici în natură. Nu doar fiindcă este un șarpe puternic, dar și mare. Mulți consideră anaconda cel mai mare șarpe din lume, dar este adevărat doar parțial. Mai corect ar fi să zicem așa, anaconda este cel mai masiv și greu șarpe de pe planetă. Și într-adevăr, i-ați văzut inelele gigantice cu care își zdrobește prada? Arată incredibil! Cântărește în mediu de la 30 la 70 de kilograme, unele exemplare ajung și la 100 de kilograme. De asemenea, anacondele sunt foarte lungi, ajung până la 4-5 metri. Însă, la acest capitol, lider rămâne afipitonul reticulat din Asia. Ei pot ajunge la 6-7 metri, cântăresc mult, dar mai puțin decât anacondele, în mediu 50-60 de kilograme. Există o excepție, o femelă piton pe nume Meduza. La momentul dat, ea este introdusă în cartea recordurilor Guinness ca cel mai lung șarpe ținut în captivitate. Cântărește aproximativ 160 de kilograme și are o lungime de 7,67 de metri. Pentru comparație, deținătorul oficial al recordului printre anaconde avea o lungime de 5,2 metri. Meduza trăiește în Kansas, în parcul Full Moon Production, unde participă la diferite spectacole și bucură spectatorii. Apropo, în 2016, Meduza a încetat să mai fie campioană pentru o perioadă lungă de timp. Atunci, în Malaezia, a fost capturat un piton lung de 8 metri și cu greutatea de 250 de kilograme. A fost găsit sub un copac care a căzut lângă un șantier. Cu părere de rău, doar peste câteva zile după ce a fost prins și dus la centrul local pentru reptile, a murit. Pitonul și anaconda sunt într-adevăr uriași. Mă bucur doar un fapt, că nu sunt veninoși, deci nu prezintă un pericol pentru om. Dar următorii eroi? Rămâneți aici să vedeți cei mai veninoși șerpi din lume, șerpi cu cei mai mari dinți și cea mai dureroasă mușcătură. Cel mai veninos șarpe. Când este vorba despre cei mai veninoși șerpi din lume, mulți se gândesc deodată la cobra regală, mamba neagră sau șerpi cu clopoței. Ei bine da, dar rămâne urmă când este vorba despre șarpele vajnic, care a fost descoperit de Sir Frederick McCoy. Este de 180 de ori mai otrăvitor decât cobra. O doză de venin în cantitate de 44 de miligrame e îndeajuns ca să ucide 100 de oameni sau 250.000 de șoareci. Din fericire, șarpele nu este prea agresiv și destul de secretor. Locuiește în centrul Australiei, în crăpăturile solului. E greu să ajungi la el și mai e și nevoie să-l provoci ca să te muște. De aia, deși este otrăvitor, nu e chiar periculos. Mai periculos este șarpele brun. În primul rând, deseori se găsesc în așezări umane sau minim în locuri unde oamenii merg des. În al doilea rând, sunt foarte agresivi. Este ușor de provocat și la fel de ușor este să obții o mușcătură fatală din partea lui. E fatală fiindcă șarpele brun este pe locul 2 în topul celor mai veninoși șerpi de pe uscat. Fără ajutor medical, mușcătura acestui șarpe va fi letală. Următorul erou al episodului de astăzi este la fel de periculos. Este vorba despre Bitis gabonica. În general, aceste ființe se deosebesc printr-un caracter calm și rareori reacționează la iritații din exterior. Din acest motiv, cazurile de atac asupra omului sunt destul de rare. Dacă totuși asta s-a întâmplat și veninul a ajuns în sânge, atunci totul s-ar putea termina foarte trist. Dar ne interesează acum altceva, dinții acestui șarpe. Doar uitați-vă la acești colți. Sunt cei mai otrăvitori și mari din lumea șerpilor. Lungimea poate ajunge la 4 sau chiar 5 cm. În gura reptilei se pliază ca un cuțit de buzunar. Mușcătura lui Bitis gabonica, ca și mușcătura altor șerpi venenoși, este foarte dureroasă. Oamenii au ajuns la concluzia că cea mai dureroasă este mușcătura a rămiului american. Locuiește pe teritoriul Americii de Nord. Spre deosebire de majoritatea șerpilor venenoși, ei nu arată niciun semn de avertizare și atacă îndată dacă simt pericol. Deși mușcă dureros, veninul lui nu este letal pentru om, dar nici nu există nimic plăcut în consecință. Veninul cauzează nu doar boală, ci și edeme și greață. Locul mușcăturii se umflă mult, iar uneori devine chiar și de culoare muv.
Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii voi cum credeți care este cel mai periculos șarpe din lume. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!